7 minute. Scoatem tot, adică ca și cum Steaua nu juca deloc, scoatem tot, aveau 3 victorii, 2 cu 1-0 și una cu 2-0. Păi dar de ce să scoatem doar la 7 minute, că nu înțeleg. Nu știu. Păi, trebuie să scoatem tot, nu mai dă Steaua nimic, niciun gol. Și parte Dinamo de 2 cu 1-0. De 2 cu 1-0 și odată cu, și odată cu 2-0. Așa mi se pare că e cel mai corect până la urmă. Dar n-ar să scoți doar 7 minute din context. Deci, să scoți toate golurile. Au avut și ghinion mare așa. Mai Emil, acum pe cuvânt. Deci dacă după meciul ăsta Flaviu Stoican vine și spune că au fost egalistele. De asta spun, de asta ți-am și spus când s-a terminat meciul. Dacă le dai 5-0, nu mai spun absolut nimic. Dacă fac un 1, după aia vin și spun egalistele, am avut ocazii, n-ați văzut ocazia lui Bilinski? Păi ia uite aici, că era să cadă de pe foaie. Ocazia lui Bilinski. Dacă mă forțeam puțin, că o scriam pe lângă foaie, pe masă o scriam. Era pandi, minutul 74. Trebuia să scriu pe... Pandi de sus în jos începe să scrie acțiunile. Și de la prima că nu mai aveam. Să mai scriu pe foaie. Deci în minutul 74 prima ocazie. Până atunci trebuia să fie vreo 5. Da, ați auzit care a fost planul. Să intrăm cu 0-0. Emile, cu 0-0 la pauză și după aia ne-năpusteam asupra lor. Ne năpusteam. Îmi pare rău că trebuie să râzi la... Nu mă, dar e... Omul chiar crede, e, chiar suferă. Nu, dar chiar suferă, da. E chiar păcat vorba ta. Da, deci dacă tai și golurile Stelei, te câștigi două meciuri cu 1-0, 1 cu 2-0 și... Și s-a terminat? Trebuia să fie 1-1 la pauză, 2-0 în final pentru Dinamo ăla, la felul că... care le vede. Da, da. E clar. Ți se pare... Cum e planul ăsta? Adică, te zdrunci, chestia asta, sincer, chestia asta am mai auzit-o doar la Victor Pițurcă, la Europeanul din 2008, la meciul cu Olanda. Că a vrut să ducă meciul până minutul 70 și ceva și după minutul 70 ceva a zis că îi batem pe Olanda.